Consiliul a dispus printr-o hotărâre că jurizarea concursului internațional pentru construcția filarmonicii trebuie reluată. Instanța a dat însă câștig de cauză primăriei. Curtea de apel a admis în totalitate recursul primăriei și în acest fel vom putea, sperăm noi, ca din primăvară, să începem să lucrăm în sfârșit la filarmonică, undeva în 2015 va fi și funcțional, care ne va ajuta foarte mult în ceea ce privește candidatura noastră din 2020 la Cluj, Capitală Culturală Europeană. Lucrările de proiectare se ridică la peste 2 milioane de lei, dar costul investiției va putea fi estimat doar atunci când proiectul va fi gata.